Sebastian Chitoșcă, în vârstă de 28 de ani, s-a făcut cunoscut datorită carierei sale în fotbal, dar și prin participarea la Survivor România, competiția fenomen difuzată pe Canal D. Participarea la Survivor l-a ținut pe fostul fotbalist departe de familie pentru mai multe luni. Perioada petrecută în lipsa soției sale, Alexandra, a avut urmări serioase asupra relației lor. Prezent în studioul Gazetei Sporturilor, Sebastian Chitoșcă a admis că atât el cât și Alexandra au suferit teribil în lunile pe care fostul mijlocaș l-a petrecut în Republica Dominicană. După câteva zile în care a postat mesaje enigmatice pe rețelele de socializare, susținând că are probleme serioase, Sebastian Chitoșcă a ales să se destăinuie în fața moderatorului Costin Ștucan și a povestit detalii neștiute din viața sa de familie. Soția mea a suferit foarte mult, plângea în fiecare seară. Am aflat asta când am ajuns acasă. A suferit mai ales după ce a fost amenințată că voi fi penalizat cu 100.000 de euro. Am făcut o greșeală acolo. Am scăpat odată la un reward, pe o plajă, și când nu a fost atentă producția 20 de secunde, am pus mâna pe un telefon și am dat mesaj. Sunt bine, te iubesc mult, sunt aici doar pentru bani. S-a aflat, am fost văzut și am fost amenințat. Asta spunea regulamentul. Clauza, dacă îl încalci, era 100.000 de euro. Le-am spus, vreți să mă concesionați pe 100 de ani sau pe vreo două vieți ca să vă dau banii ăștia? Ea, singură, naivă, s-a speriat și de atunci s-a schimbat ceva în ea. A început să nu se mai uite la emisiune, prinsese ură față de ce se întâmplă acolo. Nici eu nu puteam spune altceva, nu-i condamn pe cei de la emisiune. Oamenii au spus ce am semnat eu. De atunci s-a închis în ea, stătea singură, nu mai trecea nici pe la mama. A început să fumeze, ceea ce pe mine m-a deranjat. Am discutat, am iertat-o. Aparent, am fost mințit că se lasă de fumat. Nu s-a lăsat, fuma pe ascuns și de atunci au plecat discuțiile de neîncredere. Noi nu ne mințeam, nu ne ascundeam unul de altul. Am început și eu să o controlez pe Instagram, să văd istoricul din ultimele 6 luni. O deranja pentru că ea nu a făcut nimic, iar eu nu aveam încredere. O deranja foarte tare. Eu aveam Instagramul ei pe telefonul meu, ea pe al meu. Transparență totală, a povestit Sebastian Chitoșcă. Tânărul a mai povestit cum a decurs relația lor după întoarcerea sa acasă. Am ajuns acasă și am observat răceala dintre noi. Eu îmi cerusem iertare 3-4 săptămâni de la ea zilnic pentru tot ceea ce am greșit. O vedeam afectat. Nu s-a putut. Am sunat-o pe mama ei, care îmi vorbea răstit. Mi-a zis direct, divorț, veți vorbi la divorț. Soția mea nu mi-a spus nimic despre asta. Am lăsat-o în pace. Lucrurile astea se întâmplau duminică dimineață, în urmă cu o săptămână. Era o răceală inconștientă din partea mea, îmi spunea că o neglijez. Și-a dat seama probabil că eu poate nu sunt ceea ce își dorește în tot restul vieții, chiar dacă am început să mă schimb, nu mai petreceam la fel de mult timp la calculator, însă era prea târziu. Dacă ea nu-și mai dorește, eu nu am ce să fac, a declarat Sebastian Chitoșcă. Cei doi sunt separați acum, însă el speră să se împace. O respect și o iubesc foarte mult și acum încă aștept un semn de la ea pentru că nu l-am de o săptămână, a mai spus fostul mijlocaș.